Salutare la toată lumea, numele meu este Xlader și astăzi jucăm un joc foarte epic. Astăzi vom fi un medic și nu orice fel de medic, adică nu o să operăm picioare, mâini rupte, dinți sau altceva, o să operăm femei. Cum o să operăm femei? Pentru că suntem un medic estetician și o să operăm cele mai intime locuri ale unei femei. Bine, glumeam. Jocul ăsta este un joc în care ești medic estetician, adică oamenii vin cu fața spartă, cu ochii lăsați, cu nasul strâmb și tu trebuie să le pui înapoi. Dacă mai doriți jocuri de acest fel, îmi spuneți în comentarii și îmi lăsați și un like. Haide să începem. Prima dată, Xlader e medic estetician. Uitați, sunt chelios, vedeți aici, voi nu vedeți de fapt că am acoperit fața cu fața mea. Și ai o pictură aici, adică ai o imagine aici și trebuie să faci această imagine să arate ca... și ca și cum își dorește el, înțelegeți? Când ești la medicul estetician, te desenează pe foaie, vrei sânii mai mari, sânii mai mici, asta nu mă audă, sau nu mă audă lumea, că după se supără, ok, interesant. Și, precent, match needed. Trebuie să fie 40% la fel ca în imagine. Ăsta a venit cu urechile mari de elefant aici, cu buzele umflate, vedeți și voi, vedeți buzele umflate, vrea și ochii, vrea mai mici. Vrea și ochii mai mici, adică el veni aici să îl face mai frumos. Haide să punem mâna pe siringoaie și să o băgăm în el. Ok, cu asta faci mai mare și cu asta mai mic. Deci, băiatule, tu vrei urechile mai mici, ca să nu zică lumea că ești urecheat. Nu chiar așa de mici le vrei, un pic mai mari, așa le vrei. You can grow and shrink mouth. Ok, înțeles? Și am lăsat o ureche mai mare. Hai să umblăm și la urechea asta. De mai mică. Bă, e prea mică. Așa o vrei? Cred că... na. Ăsta vine aici așa. Aici așa. Cred că așa e bine. Ok. Acum el vrea... tu ce vrei, mă? Vrei și ochii mai mici? Ok. Și vrea și bărbia mai mică? Sau mi se pare mie? Are fața reta, adică are buzele adevărat, le ai cam mari buzele. Hai să băgăm noi siringuța în ele. Le vrei mici de tot. Păi și pe aia de sus o vrea, mă, vedeți? Frumos. Cât le vrei, mă? Le vrei de femeie? Oh my god, ăsta își face buze de femeie. Ok, prima e bine. A doua e bine. Așa. Nasul, mi se pare că și nasul vrei mai mic, ok. Hai să mai umblăm și la nasul puțin. Mai mult? Mai mult? Cred că atâta vrea nasul ăsta. Ok. Jocul are și muzică, adică, na, are și muzică, dar eu nu o să folosesc, o să bag eu muzica mea așa. Șmecherie? Ok. Nasul e în regulă. Gura e în regulă. Astea sunt în regulă. Urechile în regulă. Cred că culoarea... are și culoare la piele, fiți atenți aici. Nu. Vrea și culoarea pielii. Ok. Hai să vedem, băiatule, dă banii, să vedem cât la sută am măciuit și... 56% e fericit. Uitați, al meu și al lui. Deci, nu știu, cred că ochii vrea mai mari. Ok, hai să trecem la următoarea operație estetică. Este o femeie. Adevărat, când a venit aici e urâtă rău. Dar ce vrea? Vrea buzocul mai mic. Obicei femeile vor buzile mai mari. Buzocul mai mic, așa e bune, așa e bine. Și pasta de sus o vrea mai mică. Ok. Cât de mică, atâta. Năsucul mai mic, hai că redublăm și la asta. Vrea și năsucul mai mic, dar fiți atenți, ormut. Astea vin în colțul gurii. Pot să mut? Nu pot să mut, ok. Vrea gura mutată. Fiți atenți că îi mut gura cu totul, ești nebun. Și nasul mai sus? Mută-mă nasul, bă. Ok, cam așa. La ochi, ce vrei tu la ochi? Bă, păi aici se acoperă părul foarte puțin. Vrei ochiul mai mare? Facem ochiul mai mare. A, păi nu vrei ochiul mai mare, mă. Ok. S
S-ar putea să nu trec pe asta, pentru că nu văd fața bine. Ok. Ce mai vrei tu aici? Puțin ochiul mai mare? Puțin ochiul mai mare? Da, cred că așa-l vrea. Ok. Și bărbia mai mică o vrea? Să vedem. Da, o vrea și bărbia mai mică. Și are ghidonul ăsta de bicicletă, cum se numește el. Îl are cam mare. Dar, hai să vedem. Vrei și culoarea un pic mai deschisă? Așa. Zici că e alien, poana mea. Ce o fac verde? Ok. Hai să vedem. Buzele, cred că mult mai mici, puțin mai mici. Moles. Oh, și la dințelaina. Oh, nu pot să fac la dințelaina. Hai să fac și urechea. Nu. Ok. Sprâncenele le vrea mai depărtate ea. Ia uitați. Pot să le mut? Frumos. Mutăm sprânceana. Acum arăți mai a femeie, mă. Așa. Nasul e la fel. Hai un pic mai mic ca să fim îngăduitori. Mutăm numai la să-l mut. Ok, ăstea mai mici. Așa, mai invizibile. Gura e perfectă. Hai să vedem cine a ieșit. Așa, așa. 70%, ești nebun, uitați-o. A mea are puțin ochii cam strâmbi. Ori a făcut eu mai bine decât vrea aia. Ce nu-ți convine? Șircleanu. Ok, acum vrei mult mai verde. În primul rând că culoarea e foarte greu de găsit. Aici e așa. Ui, du, cât au urechile, nu, că ți le fac mai mici. Dă-te încolo, Shrek. Nu te suport așa, ok. Vrei sprâncenele ai bune. Nasul vrei mai mic. Ok, asta e mai ușoară, cred că. Punctele astea nu le vrei. Ok, Shrekule. Nasul vrusăși mai mic. Gura o vrei mai jos. Ok, Shrek. S-a reparat gura. Asta se conectează la nas. Puțin mai mare nasul. Ok, așa. E cam un pic mai mare. Exact așa vrea nasul. Deci e o distanță siringă aici. Aici nu e distanță siringă. Le vrei mai invizibile, tu nebunule? Așa. Ochii vrei mai mici, am impresia. Așa, gata. Ok, hai să vedem ce ieși. O, deja e mai bine. Culoare. Hai să vedem acum. Cred că nu brightness așa mare. Culoarea asta. Mai. Cred
caste culoarea, ok. Urechile. Mă, cum să măsori eu urechea, ești nebun? Cred că atâta e urechea. Că trebuie o riglă, ești nebun. Că așa are buza asta aici și nasul mai mic. Și sprâncenele mai ridicate, ok. Ochii sprâncene. Așa. Mai ridicate. Mai ridicate, ok. Bă, arăt mult mai bine. Atât de ridicate. Și un pic așa. Ok, am făcut aici. Hai să vedem urechiușa frumos. Așa. Ce mai mică. Ok, vreau o pată la botelcel. Aici o vrei? Cam aici o vrea. Că-i făcut căca la nas, ești nebun? Păi pus un modelesc cu gumă, ești nebun? Ok, ce ai vrut, asta ți-am dat, băiatule. Ok, ți-am făcut și căcat la bot. Urechile sunt ok, nu? Puțin mai mare asta, ok. Puțin mai mare asta. Ochii sunt bine, poate puțin mai mici. Nasul puțin mai mic, poate. Nu, puțin mai mare. Buzele le-ai ok. Ești băiat de catifea. Hai să vedem Dan. Mai aveam nici timp și... De data asta arată mult mai bine. Adică urechile se potrivesc în afară de față, vrei? Vrea fața altfel, inimă. Ok, hai să vedem ce se întâmplă acum. Cred că s-a terminat jocul. N-ai ce zice? Jocul e destul de interesant, adică n-am. Alo? Ok, băieți, acum trecem la level 5. Avem câteva secunde să-l facem pe Michael Jackson. Deci îl operăm pe Michael Jackson. Deci că e Cruella de Vil. Ce vrea Michael Jackson de la viața noastră? Deci el vrea sprâncene mai micuțe, Michael Jacksone. Să nu înțelegeți greșit, mie chiar îmi place Michael Jackson, adică e chiar un cântăresc bun. Vrea sprâncene mai mici Michael Jackson, așa. Nu mai văd nici mausul la cât de alb e la față. Ok, unde le vrei tu sprâncenele? Cam așa le vrei tu. Ok, le vrei mult mai mici, așa. Ca să prinzi bine la copii. Deci el vrea sprâncene cam pe aici, pe la păr să vină. Așa ceva de genul vrea. Ok. Vreau ochilanii mai mici, cred. Mai mici un pic. Și mutați. Deci ăla să vină aproape de ăsta, cam așa. Și ăsta să nu atingă partea aia. Deci nu vrea să atingă partea aia. Așa. Mai am 54 de secunde. Buzoaiele mai mici. Așa. Și aia de sus mai mică. Perfectissimo. Și acum îl vrea multe puncte. Ok, un punct aici îl vrea. Ok, Michael Jackson. Un punct aici îl vrei. Cam pe aici pe la nas. Ok, ți-am pus mai mult căcat la nas. Și un punct sub buză aici. Mai avem 27 de secunde să ne jucăm cu culorile. Mai trebuie să mai mă joc cu ochii ăștia, adică sunt chiar bine puși. Ok, buzele sunt bine. Ok, hai să dăm drumul, Dan. Hai să-l văd cât la sută-l făcui pe Michael Jackson. Adică 51% e fail. Cât vrea Michael Jackson să fie?
Ok. Michael Jackson vrea să fie super frumos, habar n-am cât vrea să fie la sută, dar mă rog, dă-i-mă mai departe. Unde dai mai departe? Băga-mi aia și piciorul, că arăți decent. Ok.